Like dacă nu vrei la școală și comentarii dacă vrei să mergi la școală. Fiecare profesor este așa. Doamne, cât de proști sunteți! Uitați-vă la 6B, toți sunt olimpici. Deja o săptămână întreagă îi notez doar cu note de 10. Mai bine îți luai exemplu de la ei. Doamne, clasa a 6B, doar note de 2 primiți. Ce v-am învățat un an întreg? Luați exemplu de la clasa 6C. Toți sunt olimpici, în fiecare zi primiți doar note de 10. Doar voi primiți doar note de 4 și mai rar 5. Mai bine îți luai exemplu de la ei. Fiecare profesor este așa. Elevii, ies după ușa pe 5 minute. Liniște să fii în clasă, bine? Bine, doamnă profesoară. Fiecare profesor este așa. Deci clasă 2 plus 2 face 3 plus 2 face 6, cred că. Ha, mi-am amintit o glumă. Poate nu trebuie. Trebuie. Deci când făceam o supă am turnat în loc de sare zahăr. Doamne, omorâți-mă! Fiecare profesor este așa. Domn profesor, am uitat caietul acasă. Copile, dar capul nu l-ai uitat. Cum să vă spun? Doamne, de unde este capul meu? Mama, unde iarăși ai pus capul meu? În dulap. Ha, mersi mult! Fiecare profesor este așa. Doamne, am sunat la lecție și n-am reușit să mănânc. Las cumva, o să mă ascund și o să le mănânc la lecție. Bună ziua, dragi elevi! O, bătane, bun apetitul! Cine ți-a permis să mănânci la lecție? Ascunde-mi repede totul! Da, dumneavoastră! Ce-ai spus? Vrei să suni la părinți? Să-i spun să vină la școală să se uite la notele tale? Deci, elevi, deschidem cartea la pagina 33, mai repede! Fiecare profesor este așa. Strânge-te! Mutane! Telefonul strânge, te rog! Și ascunzi în geantă! Stați, elevi! 5 minute, vă rog! Liniște-ți! Alo! 5 minutes later. Aha! Și ce? A murit? Când a murit? What the fuck? Ce-a întâmplat mai departe? Fiecare profesor este așa. Prieteni, pentru partea a doua, haideți să adunăm 10.000 de like-uri. Miau.